În fiecare an, în data de 10 decembrie, se aniversează Ziua Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Alegerea acestei date se datorează împlinirii în acest an a 18 ani de la prima întrunire a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara organizează cu această ocazie, vineri 16 decembrie, Ziua Porților Deschise. Cu prilejul Zilei Porților Deschise sunt organizate la sediile teritoriale ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, precum și la centrele de formare profesională din Deva și Petroșani, activități dedicate acestui eveniment. În județul Hunedoara, acțiunea se va desfășura în rețeaua teritorială a agenției, respectiv în locațiile din Deva, Brad, Simeria, Orăștie, Călan, Hațeg, Hunedoara, Petroșani, Lupeni, Vulcan, între orele 9 și 13. În 16 decembrie 2016, declarată Ziua Porților Deschise, toți cei interesați pot vizita sediile instituției și pot afla informații utile pentru activitatea și dezvoltarea lor profesională.